cred că atât s-a făcut astăzi. Ne pare rău că am văzut asta drum și am pierdut. Tot așa nu consider că am venit adică tot mai agresiv la mijlocul terenului și când se apăra. Asta trebuie că a decis meciul și de vreo asta spunea. A fost din trecut când revedem ce Botoșani și spuneam că se dorește în următoare în vederea echipei. Din vară te vom vedea aici sau? Da, așa este, am fost transmis în vederile din trecut. Nu știu, deocamdată mai am o lună jumătate de contract. Poate ce e Dumnezeu să facem. Dar ai fost interesat de lucrurile astea? Da, nu mă știu. Sunt dispus la orice e lor. Așa cum s-a părut Botoșani? O echipă care eu cred că merită să joace mai sus, că cel puțin azi, sincer, am văzut foarte, foarte bine, pasează, un joc foarte agresiv și leagă posesia de atac. Meciul cu Steaua nu cred că a fost puțin în locul tare Steaua, însă consider că ei merită să fie pe mai sus. Ai nou gol în acest sezon, nu știu. Deocamdată doresc să fac în continuare și dacă voi avea ocazia și astăzi am avut ocazia să Lazar a scoat. Dacă voi avea ocazia, voi încerca să fiu acolo pe bot. La final am observat că ai avut o discuție și amintea cu Tony, că ești acum. Ai făcut echipul greu la toate vremurile și ce vreau? Da, am o relație foarte bună cu dânsul. Știm de la Mureș, am lucrat împreună și e bine că lăsăm un recunoscut pentru că nu știe niciodată că avem nevoie unul de